bine ați revenit la obidisimo.ro. Jocul se numește SXPD. El combină conceptul de comic book cu cel de joc de curse, cu motociclete futuriste și cu o serie de polițiste sexy. Acest titlu, SXPD, este disponibil doar pe iPad, îl jucăm pe iPad mini. Și acesta este modul arcade, avem și un mod story, jocul costă $2 și spune povestea unui comic book violent din viitor, în al 52-lea stat din SUA. Avem o miliție formată exclusiv din femei, care se deplasează pe motociclete și grafica mi-amintește mult de Sin City. Comic book-ul este foarte bine făcut, are peste 40 de pagini și povestea sa este spusă de-a lungul jocului. Controlăm motocicleta prin tilt, tragem apăsând pe ecran, facem swipe în sus pentru a trage o rachetă sau ținem apăsat cu două degete pentru un nitro. Trebuie să evităm și mine. Apar pe ecran și bucăți de comic book-uri care ne spun ce mesaje ne mai trimit în amicii. Dacă tot mai am ucis unul, trebuie să ucidem 10 într-o limită de timp. Iar în modul story facem cam același lucru, doar că în alte medii. Vom ajunge prin canale, orașe futuriste, totul este alb negru în fundal. Creatorii jocului nu și-au dat silința prea mult cu crearea unui fundal credibil, s-au axat mai mult pe gameplay și pe un control aproape imposibil de plăcut, pentru simplul fapt că nu putem frâna niciodată, nu putem încetini niciodată, vom intra în pereți foarte des, astfel că jocul devine destul de frustrant. Când avem un inamic în fața noastră, putem să-l țintim cu racheta și iată tot am intrat într-un perete, pierzând astfel din viață. Am mai luat și o rachetă și căutăm inamicii care de obicei merg în cerc. Muzică destul de bună de fundal, muzică electronică. Atenție că și inamicii pot trage în voi. Este un joc frustrant și greu, vă spun de pe acum, dar conceptul este unul foarte original. Să îmbin jocul de curse cu luptele și cu comic book-ul este ceva nemai văzut până acum. Cel puțin eu nu mai știu un joc de acest gen. Și nu-l căutați pe iPhone, din câte știu, e disponibil doar pe iPad. Și iată, ne tot învârtim în cerc, căutându-i pe răufăcători care au început să și tragă noi. Unii vă vor atrage într-o capcană, unul se va lăsa urmărit, în vreme ce altul vă va atrage din spate. Am mai distrus unul. Și hai să mai folosim puțin nitro pentru a ajunge în urmă și pe acesta, aproape lovit de rachetă. Și l-am lovit cu racheta. Ok, acum au mai apărut încă 3 ținte. Încă o victimă a rachetei aproape. Apăsăm pe pauză, dăm quit și intrăm și în modul poveste, unde o să vedeți ceva mai mult din comic book. Avem 6 misiuni arcade, 6 misiuni de poveste. Știu, jocul este scurt, chiar este, dar e foarte greu, foarte frustrant și foarte original. Acum ni se spune povestea, violentă, plină de sânge. Dacă vă plac comic book-urile, acest joc nu trebuie ratat. Gruparea SXPD este o forță de poliție formată numai din femei, femei sexy pe motociclete. Și al 52-lea stat american se numește New Royal. Este o zonă violentă, bizară, plină de ciudați și de oameni pe motociclete, aparent. Un viitor distopian. Mai am tras o rachetă, băgăm și niște nitrous. Acesta este nivelul la care m-am blocat, pentru că sunt foarte multe structuri de care să ne lovim și este foarte greu să termin nivelul de afară. Atenție că tureta vi se va încinge dacă trageți prea mult consecutiv, fără pauză. Și multă lume se plânge pe App Store de controlul acestui joc, pe bună dreptate. Trebuie să faci tilt într-una, pentru că mereu este ceva în față, mereu este un obstacol în față și mereu vei intra în ceva. Uneori, dacă ești în fața unui perete foarte lat, vei intra în el odată, te vei respawna în fața lui, mai intri în el încă o dată și încă o dată, te enervezi, ieși din joc și astfel își pierde titlul faima. Am distrus pe cineva cu o rachetă, am mai luat un nitro și acum căutăm încă o țintă pe care nu o găsim. De obicei, dacă băgăm un nitro, ajungem imediat la țintă, ceea ce e suspect. Conceptul de distanță este relativ în acest joc. Și conceptul de țintă, tot de relativ. Dar conceptul de damage nu e deloc relativ, e foarte clar stabilit și este enervant. Cei care pot să treacă peste control și au
senzația de tilt destul de bună și să obișnuiți cu accelerometrele, se vor distra de minune cu acest titlu. Iată, în sfârșit am omorât din amici, am mai apărut o bucată de comic book. Sunt curios dacă avem și bătălii cu un boss sau nu. Acesta este doar primul episod dintr-o saga care va fi SXPD, va mai primi multe episoade pe viitor. Și se anunță a fi un joc interesant, sunt curios dacă vor costa bani în plus episoadele, pe lângă cei 2 dolari inițial cheltuiți pe joc. Tot mai am pierdut 3 vieți, 4 vieți, lovindu-mă de pereți, în mod total inutil. Cu toate acestea, jocul va primi o notă mare, pentru că este foarte original. Ok, hai să mai tragem în inamici. Povestea este bine spusă, am spus, are peste 40 de pagini de comic book. Practic primi și un comic book la pachet cu jocul. Și asemănarea cu Sin City este foarte mare, numai dacă ne uităm la grafică. Ok, hai să dăm și o notă lui SXPD. Dacă nu ar fi controlul frustrant, ar fi un joc de nota 10. Așa e un joc de nota 9-40, pentru că este un concept unic până acum, nemai încercat. Se combină comic book cu joc de curse, cu joc de lupte pe motociclete și cu o grafică futuristă și sau întreagă destul de bun. De la mobilisimo.ro, 9.40 din 10 pentru SXPD, testat pe iPad Mini.